Parcurgem un nou capitol în devenirea și consolidarea proiectului european, în care avem nevoie de elaborarea unei noi viziuni cu privire la viitorul Uniunii. Pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate și pentru calea europeană comună, o Uniune puternică, nu trebuie să fie realizată în detrimentul unității. Avem nevoie de o Uniune inclusivă, care nu lasă în urmă niciun stat și niciun cetățean european. O Europa cu mai multe viteze sau o Uniune a cercurilor concentrice nu pot reprezenta o soluție în măsura în care dorim menținerea caracterului unitar și indivizibil al Uniunii Europene. Sunt încrezător că summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 va reprezenta un reper în proiecția privind viitorul unei Uniuni mai puternice, mai unite, mai coezive și mai democratice. Depinde de puterea, înțelepciunea și voința noastră, state membre, instituții europene și cetățeni europeni, ca acest obiectiv să devină realitate. Summitul de la Sibiu este un moment important pentru consolidarea fundației acestui viitor. Un viitor comun, un viitor democratic, un viitor optimist. Viitorul Uniunii Europene nu se poate edifica decât cu participarea și implicarea directă și activă a cetățenilor europeni. Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Klaus Iohannis vorbind astăzi acolo unde nu i-a fost ușor doamnei Viorica Dăncilă, dar vorbind parcă altfel. Parcă altfel te simți reprezentat de omul ăsta când apare. Bă, parcă altfel îl asculți, parcă te simți un pic mai bine în pielea ta, parcă ai senzația că e ceva de capul tău ca român când îl vezi pe omul ăsta acolo în dauna doamnei Viorica Dăncilă, care s-a dus să-i certe pe ăștia. S-a dus să-i certe, i-a pus la punct. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara. Domnul Klaus Iohannis vorbind la Bruxelles, doar că singura problemă pe care au semnalat-o unii dintre cei mai răutăcioși care au urmărit imaginile, așa, a vorbit grozav domnul Klaus Iohannis, a pus niște lucruri la punct în ordine, deci n-ai ce să reproșezi, dar nu era lumea strânsă în Parlamentul European acolo. Dar n-avea cu cine. Păi, deci dacă, ce vreau să spun cu asta, că lumea a pus o spinare a lui Klaus Iohannis. Păi dați de simțiția, mă, despre asta e vorba aici. Îți sunt plătiți atâția bani pe lună și tu stai și ce faci? Adică vine omul ăsta de la București să vorbească acolo, când putea să ducă la Pompei. Avea și, putea să, avea și altă treabă. A fost și la Pompei. A fost, dar putea să mai mergă. Care e problema? Când să te și duci la Pompei? Da. Vine omul ăsta de la București și tu ce faci? Tu lași scaunul ăla gol acolo ostentativ. Bine. Au avut altceva de făcut. Aia, nu, Răzvan, aici nu mi-a înțeles. S-a preferat să se stea la televizor să urmărească discursul domnului președinte. Se aude mai bine. Parlamentul European a decis, domnule, stăm acasă la televizor cu alte condiții, alte nu știu ce. Stai comod, te relaxezi. Te relaxezi, asculti discursul. Îl privești în intimitatea ta. Îți mai plus dă de gândit? Multă lume nu știe, dar sala de plen a Parlamentului European are o acustică extrem de proastă. Da, nu se aude. Nu se aude, ce zi-o mai dă? Aia nu-i făcută să se audă acest. Aia nu-i făcută pentru Klaus Iohannis. Da, da. În fine, domnul Klaus Iohannis a purtat. De ce n-au venit ei să-l asculte la Ateneu? Corect. Se auzea altfel. Are altă, e tocmai asta ideea. Clădirea aia, fiteatrul ăla, zici că e de la o universitate de provincie. Klaus Iohannis a inovat niște termeni interesanți în discursul său și aș vrea să menționez aici prima dată democrație vie. Deci asta ce s-a gândit, domnule, cum te numesc eu? Golănia aia care se întâmplă la București. Cum să dăm așa o egidă? Cum să spun fără să mă cenzureze? Cum să spun? Și că Iohannis are dileme pe care le întâmpinăm și noi în realizarea acestei emisiuni. Noi subiectul ăsta astfel încât să nu fim cenzurați, amendați și altele asemenea. Și da, a găsit această diplomatică. Da, a găsit această rezolvare diplomatică, o rezolvare pe care a găsit-o și Ion Iliescu la un moment dat cu democrație originală. Deci ce făcea el era așa. Dom'le, totuși trebuie să sune cu democrație ceva. E o democrație originală. E un fel de democrație. Da. Dar sigur e un fel de democrație sau e ceva care n-a început? Nu, e tot democrație. Pe fund ar fi democrație. Deci noi am pornit de la ideea de democrație. Am mai inovat cât am putut. Democrație vie este ceea ce numește Klaus Iohannis. Mi se pare destul de moartă.
democrația asta din România. Adică e, cum să spun eu, e democrație în moarte clinică. Asta este în România. E o democrație ținută pe aparate. Și avem și niște disperați care trag de cabluri. Așa, cum tragi tu de la valiere, așa? Așa trag ei de cablu să scoată democrația din priză. Asta este situația în România. Și, doamne, iartă, mi se pare viu la democrația românescă. Ciuciu fie atât de viu. Doar pentru că se ceartă niște oameni nu înseamnă că e viu. Adică zgomot ai și la mormântări. Fără să fie vorba de o sărbătoare a vieții, nu? Da. Adică gălăgie poți face și dacă... Deci gălăgia nu e... Vorbeam ieri despre bocitoare. Simbolul vieții. Adică nu e ca și cum dacă e gălăgie înseamnă că trăiește cineva. Nu, domne, ăștia nu sunt militanții ai ideii de democrație. Sunt bocitoare ale democrației. Și după care a mai venit cu un alt termen pe care l-au inaugurat în multe fraze ale sale. Am văzut că de fiecare dată, adică nu știu, o dată la 30 de secunde, da? Coeziune. Deci noi trebuie să existe coeziune în Europa. Adică ce înseamnă coeziune? Domnule, să ne bage și pe noi acolo la înghesuială. Între ei. Luați-ne și pe noi acolo între voi. Suntem și noi aici. Coeziune. Să existe această coeziune. Este contraargumentul la ideea cu două viteze. Europa cu două viteze. Coeziunea se manifestă și prin fonduri europene. Adică noi le cerem să ne bage în seamă și când vin oamenii cu niște bani să ne deranjeze cu niște bani, ne arătăm dezinteresați. Pe de altă parte, România e destul de hazlie în Parlamentul European. Da. Îți vine Viorica Dăncilă ca o educatoare de școală marginală și țipă așa la europarlamentari, la membrii Comisiei Europene, la cine prinde țipa? Eu cred că a țipat și la portar Viorica Dăncilă. Așa, obrăznic nu v-ar fi rușine. Și a țipat și la jurnaliști ăia. Adică e a jignit, n-a vrut să discute cu ei. Pe care vine Klaus Iohannis și a spus, trebuie să ne înțelegeți și pe noi. Trebuie să fii solidar. Noi suntem democrați vii. Deci asta este păcatul nostru. Avem democrația asta vie cu care am venit aici peste voi, în fine. Pe de altă parte, domnul Klaus Iohannis a mai venit în ziua de astăzi, a mai venit și cu o conferință de presă în care a răspuns unor întrebări puse de jurnaliști. Acolo a vorbit în limba engleză și simțeam în glasul domnului Iohannis și eu așa un soi de dezamăgire. Bă, dar n-ar pune unul o întrebare în limba germană? Cunosc limba asta? De ce nu întreabă lumea și în germană, domnule? De ce se merge nu mai cunosc. Nu cunosc ei limba germană. Cunosc, da, mă rog. Nu știu jurnaliștii câte limbi străine poate Klaus Iohannis, uite așa, să jongleze. Da. Deci Klaus Iohannis ar putea răspunde în orice limbă. Întrebare în română. În germană. Hai, puneți-mi și în franceză. Mai simplă. Franceză n-am auzit. Hai, marș la tramvai, cred că știe oricare dintre noi să spună. Manevrăm cu toții, da. Hai, da. Domnul profesor Klaus Iohannis era așa ca într-un fel de seminar, ca la curse și ridicase în picioare, explicare la curs, sigur, nu era lume. Prelege. Păi să știi că dacă te uiți așa la cursuri, în general nu prea vine lume. Prea adică vine. Era o atmosferă universitară. Dar la Balamuc ai văzut ce s-au adunat de norociți ăștia? Când era cu Balamuc, cu doamna Viorica Dăncilă, cu ceartă... Acolo era Consiliul Elevilor, la doamna geană. Dăncilă. Tot Parlamentul European era geană. Păi ia să vedem, mă, că se ceartă ăștia. Ceea ce e interesant e că și Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă sunt teoretic profesori. Profesori, da. Profesori. Da, și doamna Viorica Dăncilă. Au pornit de la o catedră. A predat, sperăm să predea și mandatul cât de curând. Apropo de profesori. Da. Apropo de profesori, avem un caz destul de răsunător în București. Până la urmă este piscat așa de începutul ăsta de școală, că suntem în continuare în primele două luni de grație. O doamnă profesoară n-a mai suportat și a izbucnit în fața elevilor. Este o înregistrare teribilă în care spune așa: nație de mahalagii, de prost crescut, deși îi face albe de porș pe elev, îi trece prin toate atributele pe care le putea găsi în memorie. Hai să o ascultăm pe doamna profesoară de tehnologie, poate e relevant, nu știu, poate nu. Da, să ascultăm și reacția elevilor la așa ceva. Scandal mare în București. Demisia! 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 Nație de mahalagii, de prost crescuți, oaiele de geni, ăștia sunteți. Nici mie ce de râs. Că m-am enervat eu, nu? Cum te cheam? O finalul 2, nu mai are sens. Numai țigani fac așa ceva. Și românile simțiți care stau în fundul țiganilor. Că poate le mai pică ceva din pomana de spălație. Eu am primit un 2, deoarece nu am spus definiția exactă, cum a spus-o ea în caiet, cum am spus-o noi în caiete. Am zis-o cu cuvintele mele. Ne spune pur și simplu că suntem proști. Ea e șefa noastră, noi suntem sclavii ei și suntem obligați să facem ce spune ea. A țipat la mine și mi-a spus că sunt surdă, ne este frică de dânsa. Avem așa un exemplu de democrație vie acolo în școală. Practic au ieșit elevii în stradă, mă rog, în curtea școlii, n-au depășit gardul.
au început să strige demisia, să solicite demisia. Așa. Și înțeleg că până la urmă e mai greu să se prezde, mă rog, să își dea demisia, că e o legislație care e un pic mai complicat. Cert este că era o stare de nemulțumire acolo legată de aceste cuvinte dure pe care le-a folosit profesorul. Cuvinte grele, n-am mai auzit așa ceva, copii ești. Simt că parcă nu ești chiar intrigat de ce văzut, parcă nu ți se ridică părul cu cap. Nu, da. Absolut deloc, nici da. La propriu, nici la figurat. Nație de mahalagii, de prost crescuți cu aere de genii. Da. Nație... Eu nu-i cunosc pe copiii ăștia. Și nu mă pot pronunța asupra. Vreau să facem acuzații. Dar iartă-mă că sunt atât de tranșant. Nație de mahalagii, de prost crescuți cu aere de genii. Bă, da. Care suntem. Da. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar... Eu merg așa până oraș, până țară... Da. Și găsesc mahalagii prost crescuți cu aer de geni. Mă uit în politică și găsesc mahalagii prost crescuți cu aer de geni. Nu știu dacă politicienii care sunt în momentul de față mahalagii prost crescuți cu aer de geni, când erau copii, erau pâinea lui Dumnezeu și acum au devenit niște mahalagii prost crescuți cu aer de geni. Da. Dar eu chiar cred că eticheta asta se potrivește cel puțin unui segment semnificativ al poporului român. Da, eu cred. Doamna aici a cadus-o, cadus-o în zona de discriminare pe criterii etnice, sigur că aici nu putem tolera, nu putem încurajura orice fel de nație, etnie și, mă rog, orice fel de minoritate sau majoritate are elemente respectabile și elemente detestabile. Doamna profesoară, nu cred că s-a referit la elevi, ea se referea la întreaga societate din care elevii făceau parte. Profesia asta... Deci, profesia asta a dascălului e una extrem de stresantă. Că știi că te gândești, lucrezi cu niște copii. Doamne, pe la vârsta asta, 10-12 ani așa, copiii sunt extrem de dificili. Nu știu dacă ai făcut în facultate practică la vreo școală. Doamne, eu îți spun că nu e simplu să lucrezi cu 30 de copii. E greu să lucrezi cu 30 de adulți. 30 de copii aflați la pubertate ar putea întruni condițiile cam, pentru un coșmar. Cam contundente cuvintele adresate unor copii care... Da, mă, nu-i normal să-i jignești. Păi eu încerc doar să găsesc o explicație psihologică. Dacă nu te poți controla, te apuci da, o meserie care sigur. Nu revendică un limbaj totuși civilizat. Putem să o crucifică. De politică. Du-te la televizor, intră, fii da, doamna ministrul al învățământului, sigur. Încep să înjuri, că așa se facea televizor. Dar în clasa... Nu-i normal, sigur. Cum să fie sancționată de disciplină? Policandul de cristal, sunt o expresii frumoase, avem carnețel de expresii frumoase de care trebuie să ne întrebuințăm la școală. Sunt complet de acord. Eu încerc să trec de faza asta în care, doamne, să o amendăm, să-i tăiem 50% din salariu și să o... Demisia! Da, domnule, dar îi desfacem contractul, că e toată lumea păcată, dar nu ne interesează cum a ajuns un cadru didactic, adică un om cu studii superioare, trecut totuși prin viață și prin școală, cum a ajuns în situația asta de disperare? Ba, asta e, sigur, o sancționăm pe femeie. Acasă, femeia poate are probleme. Poate are probleme acasă, dar poate nu e vorba doar de problemele de acasă. Poate are probleme și pe stradă. Poate are probleme și la muncă, poate are probleme și în societate. Poate te gândești că ești cadru didactic și nu te respectă nimeni în țara asta. Și atunci spui, când spune nație de mahalagii, de prost crescuți cu aer de geni, nu vorbește despre cei 30 de copii sau cât sunt în clasă. Că de-aia spune nație. Ar fi să spun, sunteți 30 de mahalagii prost crescuți cu aer de geni. Păi de-aia, până la urmă, s-a murit. Identifică la... un simptom național. S-a murit la revoluție ca să putem să spunem adevărul. Dacă femeia așa credea, a avut o izbucnire până la urmă și a zis așa un fel de coming out, cum au minoritățile celelalte. Dumnezeu, n-am mai supărat, simți nevoia să spun. Pe de altă parte, nu știu dacă sunt elevii interlocutorii necesari pentru această opinie. Acum o să-l criticăm și pe Claus Iohannis că a vorbit cu 14 oameni în Parlamentul European. Ei, erau cu ei a vorbit. Da. Așa și femeia asta. Uite, de exemplu... Păi ăștia a găsit cu ăștia a vorbit. Sigur, să fie sancționată. Nominalizat și taie minoritățile a intrat da, am spus în că acolo nu și pe zona de minorități a spus țiganii, nu să spună romi, ceea ce dezavăm, adică stai un pic. Este și că și dacă zicea rom, tot discriminare era considerată. Da, măcar era altceva, părea cu mai multă dragă. Singura ei șansă era să spună romi, etnici, maghiari, turco-tătari, nu știu ce, să ia toată mea să spună, nu era nimic cu nimeni. I-am luat pe toți. Dar doamna profesor, în acest exces pe care l-a avut, da, nu a sociologic, dat dovadă, sociologic. A dat dovadă așa care avea niște aere de geniu, adică pare că ea este cea care constată, totdeauna cel care constată este exonerat de acuzație. Adică bă, dacă ăsta a remarcat treaba asta, înseamnă că el nu e parte în această problemă. Întotdeauna vezi că remarci că tot timpul, de fiecare dată politicianul care constată nenorocirea celorlalți, bă, pare un tip cinstit.
Tot timpul apare unul la televizor care zice, nu, nu mai suport cât fură ăștia incompetenți, ăștia de nenorociți. În momentul ăla, pe el îl exonerezi cumva de aceste atribute. De-aia, pare că e un tip competent și pare că nici nenorocit nu prea e. Nu știu, doamne, dar ție nu ți se pare așa, trăind în această țară, că te întâlnești cu prea mulți mahalagii prost crescuți, cu aere de geni, că de fapt asta te deranjează. Te deranjează că omul e prost crescut. Te deranjează și că e mahalagii. Te deranjează că trăiește și cu senzația că e un geniu, că e o mare capacitate. Tu nu ai auzit niciodată un om fără niciun fel de calificare, care eșuând perfect în viață, care la un dat spune... Bă, eu cred că plec, mă. Nu mai stau. A, nu, nu ne părăsi. Nu, nu te duci la cules de căpșuni. Acum, ca să încheie subiectul, poate sunt mulți telespectatori care, uitându-se la acest moment, stau și trag concluzia. Bă, dar voi nu faceți parte din aceeași nație. Ba, nu da, sunteți domnule. Și voi mahalagii. Nu sunteți cu aere de geniu. Ba, da. La aere de geniu. Uite, eu am avut. Aere de geniu. Păi vezi? Și atunci de ce o critici pe această doamnă care radiografiază corect societatea românească? Da, eu eram cel care o critică, da. Tu erai cel care o critică, da, uitat. N-am mai aere de geniu cu niște copii. Mă rog. Da, domne, sigur, este deja. Hai ca să lămurim, să tranșăm pentru cei ne-aia și toți ceilalți oameni sensibili. Nu este tolerabil un astfel de discurs în școală. Nu e regulă. Nu este. Să nu faceți așa ceva la școală. Da. Să nu faceți așa ceva nicăieri. Bun. Da. Dacă stai un pic și analizezi, domne, un om nu cedează fără motiv psihic sau în orice altfel. Poate a zis copilul ceva. Nu știu dacă a zis copilul ceva. Cred că a făcut societatea ceva. Mă rog. Dar ce vreau să spun este că, uite, Partidul Social Democrat... Uite, că acum mă dea bucă pe mine. Ai pronunțat un cuvânt cheie. Dă un exemplu. De fel în care trebuie să te comporți cu minoritățile. Deci nu așa cum face această doamnă profesoară, că ai văzut ce a putut să iasă din gura ei. Dar iată un exemplu pozitiv cu care vine astăzi Partidul Social Democrat în momentul când se discută în comisii legea pentru combaterea spălării banilor. Deci a ajuns la comisii din nou, a fost întoarsă, în fine. Și ce s-a întâmplat la această comisie? Așa. Comisia Juridică și Comisia de Buget a Camerei Deputaților au dat un raport favorabil cu amendament la legea pentru combaterea spălării banilor, potrivit căruia organizațiile cetățenilor minorităților naționale sunt exceptate de la raportarea către stat a beneficiarilor finali. Adică, domnule, poți să faci niște manevre financiare, dar trebuie să faci parte dintr-o minoritate națională. Dacă ești majoritar, nu deci orice ONG din această țară e obligat să raporteze beneficiarii finali, mai puțin ONG-urile aparținând minorităților naționale. Cum ar fi, de exemplu, dar de ce maghiarii UDMR-ul, de exemplu. Hai să dăm așa un exemplu. Maghiarii, romii, ucrainenii, lipovenii, turcotătarii, rutenii, ăștia alții, cum se numesc, armenii, toate cele care au un reprezentant în Parlamentul României, și cele de 21. De ce așa ar fi exceptat oamenii de aceste rigori? Pentru că ei nu spală bani. Deci se pleacă de la prezumția de nevinovăție. Nu se pleacă la... Nu, de incompetență. A! Eu cred că e o insultă, eu aș sesiza CNCD-ul. Deci, dumneavoastră, domnilor de la PSD și alte, susțineți că oamenii ăștia n-ar fi în stare să spele bani? Că altfel n-ai cum să pui problema. Că altfel nu pornești la prezumția de vinovăție pentru o nație majoritară. Spui, domnule, românii ăștia spală bani și în zi de sărbătoare spală bani. În schimb, minoritățile... Nu știu, mă, ăștia. Abia se descurcă. Da. Cum adică? Dar de ce n-ar fi în stare să spele bani? Adică dumneavoastră limitați, tăiați aripile infracționale ale unei minorități întregi? Adică dacă vrea un minoritar, domne, să fie infractor, domne, să spele bani până ONG-ul respectiv. Nu lasă, domne, nu-i permite prezumția aceasta de competență în domeniul infracțional Partidul Social Democrat. A asistat de balde. Da. Surpriză la gumă turbo. Acum, rămân sub această turnură. Prezumția de vinovăție de data asta. Există o prezumție de vinovăție care ne spune că gestul acesta este un gest al lui Liviu Dragnea, care are nevoie de domnul Kelemen Hunor și de UDMR-ul său în anumite momente, de exemplu la legea offshore. Și atunci le creează ăstora tot felul de beneficii ca să se comporte și el civilizat în anumite momente decisive. Mai e și ipoteza că domnul Tăricianu ar fi așa cu un picior deja în opoziție. E cam, a devenit cam arogant Tăricianul ăla. Mereu a fost arogant. De data asta ce vreți, doamnă, să vă fac un hotel? Arogant cu domnul Dragnea. Nu mai ține minte. Știi? Poporul român. Da. Poporul român care e așa... Da. Știi, nu știu dacă ții minte, era un film la un moment dat cu o tânără care se trezea în fiecare dimineață fără nicio amintire. Deci omul ei aș construi amintirile numai pe 24 de ore la da acapă. Așa e poporul român. Domnul Tăricianu, care e cu, domne, cu românii, cu empatie, cu nu știu ce, cum țipa Tăricianu. Ce vreți, doamnă, să vă fac hotel? Și n-avea de toate rezolvă?
Păi putea să facă și un hotel acolo, unde vin turiștii? Ne plânge că n-avem turiști, dar nu construiește și el un hotel cât a fost premier. Da. Cam asta este situația. Acum ți-am spus, ar trebui să se ia Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. E un caz flagrant de discriminare. Deci combaterea discriminării, că în privința combaterii spălării banilor, pare că oamenii ăștia se ocupă cu combaterii spălării banilor. Asta e senzația pe care mi-o creează. Sau ne gândim acum că urmează să spele bani până organizațiile minorităților naționale. Nu? Adică luăm ce minorități. Nu zic că nu e posibil, dar face așa ceva. Întreb. Adică, până la urmă, de ce s-ar gândi să facă așa ceva? Adică, până la urmă, ce bani ar avea ei de spălat, Răzvan? E salariul ăla pe care, indemnizația pe care o ia domnul Dragnea, ce poate să spele din aia? Ce-i de spălat în indemnizația aia? Că te uși și tu bine, la dacă o speli intră la apă, nu mai faci nimic cu ea. Exact, intră asta, intră și la apă, mă rog. În fine, știi că nici apele Dunării nu mai spală pe nici apa Iordanului. Lasă apa Dunării. Nu mai spală nici pe domnul Dragnea, nici banii domniei sale. O să vedeți că a rezolvat-o. Deci e aproape ca și rezolvată. Treaba o să discutăm un pic mai încolo. Între timp, statul român are nevoie de copii, pentru că tot i-am menționat un pic mai devreme, i-am menționat anterior. Se pare că vor să se împrumute de la copii. Deci au găsit o șmecherie. Păi ce om matur i-ar mai da vreun ban statului român? Eu, sincer, aici mă duc cu gândul la domnul Teodorovici, care s-a gândit. Bă, de ce nu facem noi o șmecherie de genul ăsta? Uite. Mă, copiii poate sunt mai naivi. Trebuie să încercăm să luăm bani de la copii. Uite, ai văzut, domnul Dragnea a luat bani de la copii și n-am nicio problemă. Bă, deși asta e cu copii. Dar deși copiii din ziua de azi ați văzut ce fac. Fac proteste. O să vedeți că o să iasă în stradă. Vedeți că nu vă mai înțelegeți cu copiii cum era înainte. Bun, statul vrea să împrumute de la copii, oferă o bonificație de 600 de lei la 1200 de lei economisi. Adică se deschid niște conturi, toți copiii din România vor avea niște conturi. Statul deschide conturi copiilor. Da. Și apoi îi spune părintelui. Te pune și tu niște bani în contul ăstuia, mică, dacă de aia l-ai făcut. Dacă tot l-ai făcut pe copilul ăsta. Că pe cont, că nu, contul face statul. Contul face statul, copilul face românul. Da. Și spune, te pune niște bani în contul lui, că pentru copilul tău. E, problema e că până la 18 ani copilul nu are acces la banii respectivi. Cine are acces la banii respectivi? Părintele. Ce contul părintelui? Contul copilului. Normal. Contul copilului la dispoziția guvernului. Da. Până la 18 ani. Ne ocupăm înțeles? Noi de bani ăștia. De bani ăștia ne ocupăm noi, că ați văzut că suntem niște manageri splendizi. Adică mai bun decât noi în managementul financiar nu există, decât noi ăștia din guvernul României. Asta s-a gândit domnul Teodorovici. De ce să nu facem niște conturi pe numele copiilor și să gestionăm noi bănuții ăștia? Hai că avem noi grijă. Adică pe de o parte avem preocuparea destrămării pilonului 2 din când în când, pe de altă parte mai construim așa un fel de pilon de pensii pentru copii, că tot așa în aceeași ordine de idei ar putea să fie. Ideea este că ei te tentează cu o șmecherie, adică statul vine cu o bonificație importantă. 600 de lei la 600 de lei anual, dacă în cont a fost depusă o sumă mai mare de 1200 de lei anual și ai și o dobândă de 3% pe an. Pare rentabil. Păi, dar vreau și eu. Hai să facem. Da, tu ai vreo garanție că vei vedea acești bani? Uite-l pe domnul Dragnea cum îi scripezi deja ochii și te gândești că ai încredere în omul ăsta că va gestiona el dați-i în mod cinstit. Dați-i banii copiilor domnului Dragnea. Că deci, se ocupe el. Are domnul Dragnea grijă de banii copiilor dumneavoastră. Da. Și de viitorul lor. Doar liniștit. Domnul Dragnea veghează pentru copiii dumneavoastră. Băi, și FNI-ul era garantat de cec de statul român. Da. Deci, oameni buni. Mare încredere. Mare statul încredere român. În statul român. Statul român e de încredere. Nu? Nu e statul român de încredere? Adică statul român era pe punctul de a ne fura banii din pilonul 2 de pensii. Da, banii copiilor nu-i va fura. Atenție, păi nu va fura banii copiilor. Copiii vor împlini 18 ani atunci când vor avea dreptul să ceară acești bani. Deci tehnic va fura banii unui adult de 18 ani. Zic, dom'le, de la copii n-am furat nimic. Face copilul 18 ani, spune vreau și o bani aia. Băi, adultule, tu te domne la muncă, ai 18 ani, nu l-a întins mâna. Da, cam asta e nivelul de disperare. Doamna Carmen Dan merge la muncă, are muncă, are un serviciu, are... unde să-și pună capul pe birou în fiecare zi. Doamna Carmen Dan a avut și o întâlnire astăzi, sau așa a anunțat pe Facebook, doar că dânsa nu știa exact cu cine se întâlnește. Avea o idee, deci nu e ca și cum, bă, chiar nu știa nimic despre interlocutorul domniei sale, dar pe Facebook a anunțat foarte diferit față de dânsa persoana care se întâlnea. Dânsa a simplificat. Hai, domnul italian, da. Hai, italienii sunt italieni, acum nu o să stăm să-i mergem. Corrado Catani ăsta, cum îl cheamă? Da, așa. Bun. Doamna... Mario și Luigi într-o delegație oficială la Guvernul României. Onorată să scrie pe Facebook, doamna Carmen Dan, onorată să primesc vizita președintelui Consiliului de Miniștri, ministrul de interne al Republicii Italiene, Matteo Salvini, la Ministerul Afacerilor Interne,
Mă rog. Deci femeia a și greșit, a spus și adevărul. Sigur. Bă, a băgat un pic în ele. Matteo Salvini, într-adevăr, este omologul domniei sale și ministrul de interne. Dar nu e președintele Consiliului de Miniștri. Adică nu e premierul Italiei. Da. Premierul Italiei îl cheamă Giuseppe Conti. Giuseppe Conti, era și un fotbalist, Antonio Conte, dar mă rog. În fine, bine că n-a scris că se întrege. Ideea este că doamna Carmen Dan la un moment dat era discutată ca fiind potențiala premieră al României. Adică se punea problema aceasta oricât de bezmeț. Cine, domne? Doamna Carmen Dan. Hai, domne, că nu cred că s-a pus vreodată. Domne, s-a pus problema. Când era cu, când părea că Viorica Dăncilă chiar nu stăpânește, nu stabil. Atunci s-a discutat despre doamna Carmen Dan, care, și poate că în sensul ăsta a dat dânsa un exemplu, că uite, italienii ar fi putut face chestia asta, ar fi putut să aibă premierul ministrul de interne. Pe de altă parte, da, poate doamna Carmen Dan îl vede premier pe Matteo Salvini și nu pe Giuseppe Conte. Adică poate nu-i se pare Giuseppe Conte relevant, îi se pare Matteo Salvini, pentru că Matteo Salvini, ne amintim cu toții, nu i-a făcut porci pe români. Da. A zis, românii sunt niște porci. Păi și dacă românii sunt niște porci, veniți într-o țară afectată de gripă, de pestă porcină? Adică și Matteo Salvini, ăsta nu e prea grozav. Sigur, Matteo Salvini știm cu toții ce e, nu? Adică un lider populist, extremist, radical, un personaj toxic așa din punct de vedere european. Eurosceptic, le are pe toate. Le-a acumulat pe toate. Și doamna Carmen Dan e onorată să se întâlnească cu el. Păi doamna Carmen Dan, Matteo Salvini zice că sunteți o porcică. Dumneavoastră sunteți onorată? Păi, cum? Eu nu înțeleg. Poate fi porcica onorată? Cum să fie? Bă, porcul este o întreprindere întreagă. Adică păi cum ăla spune că ești un... beneficiile porcului. Păi adică, da, mă, dar cine l-a ascultat pe domnul de beneficii în jur. Deci, pe tine te face Matteo Salvini porc. Ce, băi, ești un porc. Și tu spui, sunt onorat să te cunosc în sfârșit. Și ce ai făcut, mai grohăit când te-ai întâlnit cu el? Ce ai făcut? L-ai lăsat să te taie? Să te ia la arzător? Cum poți tu, ministru de interne, mândru că ești român, că asta cu așa o candidat corect, ei, da, mândri că suntem români, domne, să facem ceva pentru țara asta, domne, țărișoara asta. Și vine ăla care zice, mă duc într-o țară de porci. Bine, acum înțeleg de ce a venit Matteo Salvini în România, ce caută Matteo Salvini într-o țară de porci. Dar asta e problema lui, de ce a venit. Problema mea e de ce e mândră doamna Carmen Dan. Problema mea e de ce l-am primit? Da. Adică guvernul european de la București stă la discuții cu Matteo Salvini? Mă, tot ce e Matteo Salvini, domnule, să stai la discuții cu el? Un extremist, un radical, radical în sensul rău, că poți fi liberal radical, de exemplu, cum erau radicalii, liberalii roșii, din antebelic. Dar cine e, mă, Matteo Salvini, să fie onorat că te-ai întâlnit cu el? Tu zici, oamenii ăștia, habar n-au cine este. Ce porcărie, domnule. O porcărie, o porcărie, o porcărie mare de tot. Între timp, hai să dăm și un exemplu de situație destul de stranie prin care România îi trece pe turiști. Pentru că vin turiști din toată țara și își doresc să viziteze orașul antic al Daciei. Vor să vine acum să ar mise Getuza? Ar putea să viziteze România ca și, mă rog, o păsătoare a multor obiceiuri antice, adică infrastructura, sunt o grămadă de alte elemente. Ruinile așezării Ulpia Traiana la Sarmiște Getuza, primul oraș român întemeiat de împăratul Traian. Da. Vin oamenii și spun, domnule, ne-o vrei cu daci. Nu, ăsta e român. Și de aici toată acum România. Ne și pierdem foarte tare în detalii. Domne, e un oraș mai vechi. Da. Ce vreți concret? Orașul ați venit special pentru orașul Daci? Am vizitat de mii de oameni din greșeală, zice articolul. Spun că au venit să vadă ruinele cetății dacice și nu vor să audă de romani. Acum nu știu dacă de romani sau de români. De români. Acum ce încerc eu să atrag atenția. România nu își permite să facă genul ăsta de fițe, că altfel nu le pot numi. Stai o secundă. Da. A venit turistul? A venit. E binevenit, domnule. Mai contează că a venit în greșeală, că a venit intenționat. A venit până aici, lasă-l. Lasă-l în pace. Acum, nu înțeleg... Problema e că turistul e nemulțumit, că el vrea să nimerească... A venit, a luat banii, a plecat. Asta e, oricum nu venea periodic, nu se întorcea ciclic la Sarmise Getuza Regia. Ei au venit să vadă ruinele cetății dacice, construite de strămoșilor. Și că, adică, apropo asta, apropo de italienii care vin în țară. Păi ăștia strămoși italienilor. Da. Da. Spune un localnic, obișnuit. Auzi, dacă, hai că ne întoarcem la italieni. Da. Dacă Matteo Salvini zice că românii care lucrează în Italia sunt niște sclavi, ăsta e cuvântul pe care folosește pentru românii din Italia, sclavi. Dom'le, a venit aici în calitate de împărat, de imperator, și cum ar trebui să-l tratăm? Adică a venit în țara sclavilor în momentul de față, nu? Da. Pune-mi parii, oameni buni, că despre că acestui om politic care i-a făcut sclavi pe românii din Italia, sunt niște sclavi. Nu va,
îl va deranja nimeni cu niciun fel de întrebare, nici din partea oficialilor, nici din partea jurnaliștilor acreditați. Păi unul nu-i va spune, păi auzi, bă, pe noi ne-ai făcut sclavi? Păi și de ce? De ce? Pentru că suntem niște sclavi. E posibil să fim. E posibil să avem mentalitate de sclav, mă. E posibil să avem mentalitate de sclav. Oare de geni. Eu nu știu. Nu, zicea că suntem mahalagii. Uite, ăsta e un moment bun să fii mahalagiu. Acum mi-ar fi plăcut să fim niște mahalagii cu aer de genii când vine Matteo Salvi în România. Dacă vine Matteo Salvi în România, nu mai suntem mahalagii cu aer de genii. Suntem sclavii aia pe care îi aștepta. Tu îți dai seama că suntem vizitați de această personalitate. Onorați, onorați, domne, că a descălecat. Da. Onorați că a descăpetat. Matteo, descălecat Matteo Salvini în România. Bun, luăm pauză și ne întoarcem. Bună România! Din nou la Târgu Jiu, unde se produc întâmplări de tot felul, adică Târgu Jiu este un mare producător de momente stranii și greu explicabile. De exemplu, astăzi a apărut următoarea situație. O mașină în care intuim noi că erau instaurați părinții, trăgea după ea un cărucior, nu știu, ceva inovativ, ceva nou, ceva ce a apărut nou pe piață. Autoturism cu ataș. Cu ataș. Așa l-am putea numi. Kiki Challenge, dacă ar fi să integrăm în conceptul acesta ce urmărim în momentul următoare. Cam așa ar trebui definit, da. Deci, practic, o mașină trăgea după ea un cărucior cu un copil, sigur. Pare chiar ceva după. Bezmetic. Era un paralel, să știi că ținea pasul. Ținea pasul. Ținea pasul fără niciun fel de problemă. Probabil, uite, s-au gândit să încerce ceva nou. Problema, știi care e? Că acum, teoretic, ce ar trebui să faci? Să faci apel la instituțiile statului. Da, ai avea încredere? Hai să urmărim imaginile și să comentăm după. Doamne, ce faci, mă? Hai pa! Pa! Ce bu! Băi, băi, tu mă întrebi! Mama! Elias! Elias! Da, ce mare! Ce fă, mami? Ce faci, mami? Ce să fac, mami? Uite, pe trafic. Era să mori. Ce faci, mami? Te cureți? Așa de tână? Te duci așa de tână? Acum, urmărit imagine, am revolat un pic. M-am repoziționat. E posibil căruciorul să tragă după el o mașină. Adică părea așa, într-un fel, că parcolați un pic înainte căruciorul. A zis că la un moment dat a și părut din imagine că practic se desprinsese de mașină, într-un fel. Da, ușor, ușor, orice copil părăsește. Da. Cuibul. Acum, ce vreau să te întreb? Teoretic, într-o țară puțin mai civilizată decât România, unde democrația nu e atât de vie, ai fi zis, domne, haide să alertăm autoritățile statului, da, nu? Da, da. Mersonul la autorități să la Direcția drept de Asistență Socială și Protecția Copilului. Da. Acolo ar trebui să suni. Da. Acum, știind că în România sun la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului și îți răspunde o angajată fictivă care lucrează la Partidul Social Democrat, nu știi, te gândești de două ori, nu? Că știi, teoretic, de cazurile astea ar trebui să se ocupe asistenții sociali, oamenii angajați în cadrul acestei direcții. Dar în România cine să se ocupe? Ca angajații respectivi sunt preocupați să facă niște cafeluțe, să facă mapa de presă domnului Dragnea la sediul Partidului Social Democrat, nu? Că pentru asta e condamnat în primă instanță Liviu Dragnea. Sau să depună mărturie la proces. E sau posibil să depună mărturie la proces. Și că știi? Că ne gândeam noi, domnule, dar haide că atâta scandal pentru domnul Dragnea la două angajări fictive. Păi două angajări fictive, dar vedeți unde a lovit domnul Dragnea? La angajările fictive, care dacă ar fi fost autentice, ar trebui să monitorizeze genul ăsta de cazuri sau să intervină. Pe de altă parte. Și dacă statul intervine și le ia copilul, ce se întâmplă cu acest copil? N-ajunge la un cuplu de homosexual, că în România ne apărăm așa, cum se întâmplă în alte țări, așa? Dar unde ajunge? Într-un orfelinat, nu? Păi șansele de supraviețuire cred că sunt mai mari așa, în căruciorul ăsta târât de mașină, decât într-un orfelinat în România. Vezi? Vezi de ce te apucă nervii?
Da. Înțelegi? Acum, e o situație fără ieșire, domne, România. A remarcat așa un stil de a zâmbi acolo, un haz care se iscase la fața locului. Păi dacă n-a murit. Erau amuzați așa de ce făcea. Ia uite, domn, ia uite cum mergi. Ia uite că nu s-a prăbușit. Uite că n-a murit. Vedeți că la un moment dat căruciorul mergea în paralel, dar la un moment dat dădea așa spre mașină căruciorul. Știi, nu știu că urmărește. Sigur că e ceva besmet. Eu m-am gândit că poate tot timpul găseam argumente în favoarea lor. Stai, domnule, un pic, că n-or fi nebuni oamenii. Nu. Tot timpul, eu plec de la premisa, bă, oamenii nu-s nebuni. Nu, spiciile sunt pline de oameni sănătoși. Și atunci eu m-am gândit că poate că acel cărucior, vezi că mașina e destul de importantă. Și atunci m-am gândit, bă, e posibil să nu fi vrut să zgârie mașina. Că dacă bagi căruciorul la mașină, se zgârie acolo, se... Nu știu, copilul în mașină, ai văzut ce mizerie face. Da. Deci tot felul de probleme care se pot naște și poate că au găsit această soluție alternativă. Dar vezi că era să zgârie mașina cu căruciorul, ceea ce... Plus că are casco. Și căruciorul și mașina, da? Au casco. Asta este singurul lucru care contează. Plus că dacă nu vor repeta această experiență, părinții va fi doar pentru că nu doresc să-și revopsească mașina. Dar vezi că mașina e mai importantă decât copilul în România. Au ceva inovativ, mă, în gesticulația asta lor. Adică au venit cu ceva nou, o chestie nouă. Deci au și filmat. Ce mi se pare mie interesant este că filmarea nu e făcută de cineva intrigat, ci de cineva amuzat de treaba asta. Deci crezi că nație de mahalagii prost crescuți cu aere de genii. Da. Dom'le, nu vorbeau, zis că nu vorbeau cu copiii în clasă. Uite, vorbeau cu oamenii ăștia care... Deci ei filmează, ei nu-și dau seama că în momentul de față se autoincriminează, te-ai avut o denunță să filmezi, să pui așa ceva pe film. N-are nimeni niciun fel de problemă. Hai să ți-l arăpă la micul, îl tăram cu mașina, cu căruciorul, lângă mașină, de fapt. Adică ei au construit un event din un eveniment, ca să fim așa, să fim în acord cu limba română, da? Din acest spectacol grotesc, da? Sunt amuzant, că nu ai copilul lor. Acum, hai să vedem partea bună a imaginii. N-a murit nimeni, e partea bună. Dincolo de faptul că n-a murit nimeni, dincolo de toată treaba asta, vedem o stradă perfect asfaltată. Vedem că totuși copilul acela a reușit să supraviețuiască datorită infrastructurii. Bă, dacă era un hop, dacă la un moment dat era o groapă, dacă se dărâma copilul, că... Nu sunt părinți responsabili, Radu, n-ar fi făcut pe un teren accidentat genul ăsta de filmare. Părinți responsabili. Doamne, au pus problema. Este în regulă șoseaua să putem să mergem să putem copilul. Face Kiki Challenge cu ăsta mică? Nu-mi pun copilul în pericol. Eu dacă trag căruciorul copilului pe lângă mașină, vreau să fie, domne, să nu se clintească apa, domne, să paharul de pe bord. S-a tras asfalt acolo. Și pentru asta trebuie să mulțumim CNAIR-ului, domne. Că practic i-a salvat viața acestui copil. Nu știu dacă cine, nu, poate autoritățile locale. Ce autorități locale? Are primăria bani. A pus la dispoziție pentru Kiki Challenge o șosea perfectă și s-a putut face în condiții normale. Că dacă era pe autostrada Lugoj-Deva, unde trebuia să fie gata lucrarea încă din anul 2016, acum fiind la finalul anului 2018, nu e așa de era jale. Acolo se lucrează pe loturi. Deci am senzația undeva de înainte de anii 90, când intra lotul cu tare, lotul cu tare, anii 50. Maniu, lotul. Exact, e pe bază de lot. Da. Lotul jurnaliștilor, vezi lotul că era pe vremea aia și lotul jurnaliștilor. Doar că e un pic, s-a mers un pic pe aritmetică. Lotul 1, lotul 2. Ideea este că nu e gata, dar și ce e gata alunecă. Alunecare de teren pe autostrada A1, tronsonul Lugoj-Deva, în zona Liliecilor, dealul Liliecilor, că știu că Liliecii erau cei care incomodau construcția autostrăzii și acum, mă rog, se pare că s-a putut trece peste această problemă, dar uite că s-a surbat, s-au deplasat câteva zeci de metri de autostradă proaspăt făcută. Deci, practic, i-am deranjat de pomană pe Liliecii respectiv, domnule. Se mai bine lăsăm Liliecii acolo. Tu vezi și din unghiul Liliecilor. Mă pun în pielea Liliacului, că în pielea constructorului n-aș vrea să fiu. Dacă, mă rog, va răspunde cineva vreodată. Dar e interesant, pentru că am dus așa mult timp o luptă cu Liliecii respectiv, care știi că era o specie protejată, nu puteau fi goniți așa cu bâta, ci doar cu vorba bună, puși niște saci, ne povestea domnul Alin Șerbănescu, puși niște saci speciali, strămutați și toate cele, ca să construim o autostradă care s-a surpat. Păi, cuvânt, i-am deranjat și pe Liliecii aia chiar de pomană. Chiar în halul ăsta numai să facem ceva rău, știi? Acum eu am senzația la construcția asta de autostrăzi, am această impresie, bă, facem o operă de artă, vor merge oamenii pe aceste autostrăzi sau sunt făcute doar să fie admirate după aceea? Uite, domnule, ce au reușit, precum operele lui Brâncuș la Târgu Jiu. Hai că pe la operele lui Brâncuș s-a mai așezat câte unul altul la masa tăcerii. Pe autostrada asta nu vă pe nimeni circulând, dar uite cât de bine arată. Dar vrei să ne întoarcem la mitul? Acum putem să facem exact conform bancului. Ce bine atârnă, uite ce frumos atârnă. La această autostradă, sigur că da. Atârnă. Dar poate ar trebui să ne întoarcem la un mit fundamental al poporului român, domne, că și Mănăstirea Argeșului s-a prăbușit până n-au îngropat ceva acolo, n-au zidit, de fapt, ceva acolo. Sper că nu te referi la vreo femeie din... Nu, domne, nu facem discriminare pe bază. Un rege al asfaltului, domne.
Luați, domne, un rege al asfaltului, domne, și băgați-l acolo în autostrada asta, dar nu pe el propriu zice. Implicați-l, domne, în autostrada asta, așa, să muncească, să o construiască el, știi? Adică așa, să facă un sacrificiu, asta, sacrificiile astea cu viața nu prea valorează nimic, domne. Un sacrificiu de bani. Adică fără să-l plătim prea mult, să facă el un sacrificiu de asta și să plătească. Apropo de acest fel de a privi lucrurile în literatura din România, în Miorița, bă, pare așa un destin tragic pe care poate nu ne-a fost scris să avem așa ceva. Pare ceva implacabil. Poate nu ne-a fost scris să avem autostrăzi. Bună seara, Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă, domnule, cu auto? În ce situație e această autostradă care trebuia să fie gata de vreo 2 ani? Cum? Dom'le, deci autostrada va fi gata anul ăsta, în decembrie, dar între timp să zic și eu să nu ne speriem, cum să zic eu așa, ca ăla de umbra lui. Practic acolo au căzut vreo 3-4 basculante de pământ superficial, deci un strat superficial, și toată lumea a zis, aoleo, cade autostrada. Nu e așa, deloc. Nu e mare. Au și rezolvat-o. Până să ne prindem noi că acolo a avut loc o alunecare, au și rezolvat problema aia. Aha, deci așa că nu mai e alunecare. S-a reconsolidat, suntem din nou în cărți, gata să facem să trecem. Știți cum? Haideți să vă zic o chestie. Oricum trebuiau să-l sape pământul ăla. Practic natura i-a ajutat să-l sape mai repede. Deci vedeți că natura trage cu noi natura. De unde părea? Frate cu român. De unde părea că este un adversar, da, un impediment? Da. Uite că natura de data asta ține cu românul. Deci practic avem o veste bună de comunicare. Ramul ne ajută. Deci să nu ne speriem. Am vorbit cu cei de la... de acolo care construiesc pe lungul de Vapa, zis, doamne, se rezolvă, nu avem nicio problemă, vedeți-vă de treabă. Deci, practic, ne spuneți că avem o informație pozitivă, o veste bună de transmis poporului român în aceste momente. Doamne, s-a surpat acolo. Da, s-a surpat unde trebuie. Bine că s-a surpat, că altfel aveam noi de săpat. Informația cea mai pozitivă este că alunecarea asta nu afectează cu nimic graficul lucrărilor. Deci va fi gata în decembrie. Decembrie 2018. Anul ăsta, că nu... De ce atâta grabă, vreau să-mi spuneți? Deci, stați fără grijă, da? Stăm, gata. Ne-am calmat, dar ne-am mai liniștit un pic. Ne-am liniștit, mulțumim pentru intervenție. Mulțumim, Alin Șerbănescu. Domnule, uite, am vrut să dăm o știre negativă și ne-a ieșit o știre pozitivă, domnule. Dar ce bună e știrea asta, vezi? Dar să se surpe și în altă parte, domnule. Dar n-am putea așa să mai avem evenimente de acest gen, să se mai strice și pe aici, pe acolo. Tot timpul există această comparație, tot timpul se practică această analogie. Uite câți kilometri avem noi, câți kilometri au bulgari. Bă, dar poate ar trebui, uite, rezolvarea această disonanță între kilometrii noștri și ai lor, ar trebui rezolvată prin surpare. De ce nu se mai surpă și la ei? De ce nu se surpă și la ei? La bulgari, la maghiari, la Bulgaria, asta la... cantitativă, nu, nu mi se pare deloc în regulă. Deci, au mai mulți kilometri, poate. De fapt, ce kilometri au? Față de kilometrii noștri. Kilometrii noștri sunt altfel, domnule. Sunt munciți, mă. Nu sunt doar munciți, sunt și plătiți de câteva. Sunt mult mai valoroși, domnule. Au costat mai mult, noi știm, mă. Un kilometru românesc, cât valorează? Uite și la piață. Un kilometru românesc, dați-mi de la românesc, domnule, că e mai scump. Că e mai scump. Păi tocmai. Kilometru românesc e de calitate. Păi și benzina pe care o cheltui pe kilometru românesc e un pic mai scumpă. Mai scump aici. A intervenit domnul Teodorovici astăzi și a spus, dimpotrivă, nu că nu vom îngheța salariile la anul. Vom îngheța prețul la benzină la anul. Și vom crește salariul. Dar ideea n-ar fi, acum nu știu când zice că îngheață așa de mare sau în sensul că... Da, dar nu cumva să scadă. Da. A zis, există premisele unei scăderi de preț, dar vom îngheța acest preț. Nu și rămâne, stați liniștiți, da. Așa bun. De mare rămâne. Mergem undeva în zona Iașiului, în județul Iași, unde avem de-a face cu un domn primar, îl cheamă Dumitru Mihailuc. A postat un afiș în care își anunță cetățenii că sunt așteptați pe data de 22 octombrie, acum suntem în... ieri, au fost deja, așa, pentru analizarea gratuită a organismului și că se analizează, zice, ochi, ficat, prostată, deci tot ce ai nevoie. Ideea este că se practică o rezonanță magnetică, nu? Dacă nu greșesc terminologia. Chiar nu. Analize cu biorezonanță. Biorezonanță magnetică. De unde e ideea aceasta de a rezona cu cetățenii? Uite, domnul acesta vine cu o biorezonanță. Deci rezonează într-o manieră extrem de naturistă. La Valea Lupului. La Valea Lupului, ca să, dacă aveți nevoie și sunteți în zonă, să vă opriți la omul ăsta că rezolvă toată treaba. Ideea este că cetățenii comentează. Vezi cum e românul, nu-i convine. De ce? Ce nu? Ce poate să nu-ți convine? Zice că e inițiativă jenantă. De ce? Un vraj pe când aduceți? Întreabă cetățenii, sunt un pic de deranjat. Poate începem cu anul viitor. Momentan suntem pe biorezonanță. Dumitru Mihailuc, da, să întrebăm în legătură cu această inițiativă de care noi nu avem parte aici. Alo. Bună seara, domnul Dumitru Mihailuc? Da. Bună seara, domn primar, sunteți în direct pe B1 TV.
Aveți un minut? Da. Vreau să discutăm un pic despre această facilitate pe care ați pus-o la dispoziția concetățenilor dumneavoastră în legătură cu biorezonanța magnetică. Nu, domnule, nu este, n-am pus nicio facilitate. Asta este o interpretare. Păi cum? Deci... Că e un anunț, avem un anunț pe care, adică presa a publicat acest anunț și noi ne-am bucurat. Zic, uite noi, că se fac lucruri interesante în România. Nu e care... Deci, haideți, domnule primar, haideți să lămurim puțin. A existat ieri acest... ați oferit ieri acest serviciu de analize gratuite? Deci, un serviciu de analize gratuite, firma a venit la primărie să pună la dispoziție un spațiu pentru cei care vor să-și facă niște analize gratuite. Da. Iar cei care au fost în zonă, da, și au știut de lucrul ăsta, au venit la primărie și au făcut lucruri. Deci au fost analizele astea gratuite ieri? Analizele, nu știu, că nu m-am ocupat eu de așa. Am înțeles. Dar dumneavoastră știți cum s-au făcut analizele astea? Nu știu, dacă nu m-am ocupat, eu am pus la dispoziție spațiu, atât. Păi, vedeți că ați pus la dispoziție primăria pentru biorezonanță. Pentru că pe afișul pe care l-ați postat la primărie și pe rețelele de socializare, nu scrie doar că vă așteptăm luni în data 22 octombrie la orele așa pentru analizarea gratuită a organismului. Scrie și în felul următor. Biorezonanța este o metodă modernă de diagnostic și tratament. Aparatul de biorezonanță constă într-un sistem computerizat care poate detecta din timp deficiențele sau modificările patologice, etc., etc., etc. Deci pe biorezonanță s-a mers, să știți, la primăria dumneavoastră. Deci v-am spus și vă mai repet. Noi am pus la dispoziție spațiu, nu ne-am ocupat de așa ceva. Păi, dar noi o să punem la dispoziție spațiu pentru orice? Nu știți ce puneți în cadrul primăriei? Se întâmplă lucruri de, să nu știți despre ele? Văd? Pentru orice grup de medici care vă facă pentru locuitorii rumbini, punem la dispoziție. Păi și dacă venea o vrăjitoare, domnul primar? Ia uite ce s-a enervat. Ce a pus la suflet omul acesta, dai seama? Păi acum... săracu, dacă n-are cultură generală, e doar... Bine că nu-i primar general, e doar un primar local. Săracu, domnul Daniel Luc, după vorbă, după portă, un om extrem de simplu, dar care ar trebui să răspundă că mâine, poi mâine, vin niște traficanți de droguri și spun, domnule, avem niște prafuri miraculoase pentru cetățenii din comună. Gratuit punem prima mostră și veniți dumneavoastră la noi pe parcurs ulterior. În altă ordine de idei, eu cred că și Curtea de Conturi o să intre peste domnul Dumitru Mihailiuc, că își dânsul, nu știu dacă a înțeles, dar spațiul primăriei a desfășurat niște activități comerciale. Pentru că spune felul următor. În urma acestor analize se va recomanda un tratament naturist care poate fi achiziționat pe loc și ochelari cu plata rate. Și dacă vreți un breloc, mai vindem un nu știu ce. Săracul Danieluc, îți dai seama... Un kilometru de autostradă nu vinde nimeni. Îți dai seama, săracul Danieluc, așa care a țâșnit în emisiunea noastră, supărat că i-am pus niște întrebări, care depășeau cumul capacitățile sale. Bă, nene, ce-am făcut în primul ce-ați făcut acolo? Uite, mă sună acolo. Sper că n-a murit nimeni. Da. Nu știm, domnule. Dar iată ce îl întreabă câțiva cetățeni puțin mai informații ai localității respective. 1. Există autorizație pentru așa ceva? Ce să știe domnul Daniel Lucără, săracu, a lăsat-o... Eu sunt un amăr de primar? Eu am închiriat aici spațiul ăsta sau l-am pus la dispoziție așa? Tratamente naturiste, ce se vor vinde pe loc, au aviz de undeva? Vinderea lor se va face cu bon fiscal? Întrebări la care domnul Daniel Lucu, un om simplu, care s-a cucățat în fruntea comunii... Eu sunt doar un primar aici și mă întrebați pe mine, dar... Vedeți să nu vină, domnule, vreun Pablo Escobar să dea niște prafuri albe miraculoase pentru cetățeni? Că atunci va trebui să răspunde și penal. Așa la telefon. Mai țineți minte când domnul Tudorel Toader făcea jocul acela ieri cu ștersul mesajul, punea le ștergea? Se pare că va fi șters și domnul Tudorel Toader, el însuși va fi șters. Delete. De pe lista guvernului, o să vedeți, ne întoarcem după pauză. Bună România!